După victoria obținută cu Minaur, Baia Mare, CSU Suceava se pregătește de un alt meci important, joi 28 februarie, cu Dobrogea Sud Constanța. Urmează o partidă extrem de grea, mai ales că echipa constanțeană se află pe primul loc în Liga Națională. CSU Suceava a câștigat 3 puncte extrem de importante după o pauză de 7 etape cu un scor de 29-24 cu Baia Mare și este încrezătoare că meciul cu Dobrogea Sud Constanța va fi unul care îi va avantaja și îi va ajuta să scape de greșelile făcute în meciurile anterioare. Ne așteaptă un meci dificil, o deplasare dificilă pe terenul celor de la Constanța, o echipă puternică, după cum se vede, sunt și în formă în momentul de față, au o apărare agresivă și un joc bun, drept dovadă sunt pe primul loc în acest moment în Liga Națională. Să zic așa, noi avem un moral puțin mai ridicat după victoria contra celor de la Baia Mare și vom merge acolo cu siguranță să luptăm, să ne facem jocul nostru cât mai bine, să reușim să scăpăm de celelalte greșeli din meciurile trecute și de ce nu să obținem un rezultat pozitiv. Eu cred că dacă ne facem jocul nostru care îl avem și jucăm cât mai bine, putem să obținem un rezultat pozitiv. Antrenorul CSU, Adrian Chiruț, a declarat că se așteaptă ca echipa să remedieze erorile făcute până acum pentru a putea pregăti următorul meci cu Timișoara pe teren propriu. Acesta a mai spus că există 5 jucători accidentați în urma meciului cu Baia Mare, iar acest lucru îi va pune în dificultate pentru a merge în etapa următoare. Constanța, într-adevăr, mergem să punem în practică ce am lucrat până acum și să eliminăm din greșelile făcute în acest campionat. Bineînțeles, ca și rezultat, acum vom vedea ce va ieși, dar e greu. Sunt o echipă completă, au jucători valoroși, cotați foarte bine, dar cel mai important este să ieșim fără accidentări și plus să eliminăm din greșeli, să pregătim meciul următor cu Timișoara, meci acasă. Da, sunt probleme de lot. Chiar și eu am rămas un pic, sunt un pic supărat așa pe ceea ce se întâmplă. Prea ușor cred că ne accidentăm, mai ales după un meci într-adevăr cu Baia Mare, o echipă, și un meci câștigat, apar aceste accidentări. Este Șoldănescu, este Petrea, Olariu Nicel încă nu și-a revenit, Târziorul la un deget și plus alții care se mai resimt. Și Sandu Mihai. Așa, în ritmul ăsta, într-adevăr, e greu. După un meci de uzură, un meci pe care l-am câștigat, să avem 5 accidentați, da, e greu să trecem la etapa următoare. Și încă mai e mult de jucat, dar dăm înainte, vedem. Cei care sunt apți, cu aia mergem până la capăt.